Mamma cinque. No, bun. Salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi mergem la pescuit. E prima partidă de pe anul ăsta. N-a mai fost deloc de atunci, de la ultimul videoclip cu pescuit și mi-am luat numai bățul, niște râme pe care le-am găsit pe acasă, că altceva nu am. Și în caz că nu merge la râmă, am aici două un wobbler și o gumă. E dat de la Clean la spinning, să văd poate păcălesc ceva, dar nu cred. Și am venit cu bicicleta că cea de leanie mi-a fost să vin pe jos. Bun. Am fost ieri și am văzut că e apă curată și am zis că astăzi să vin puțin la pescuit, mai ales că n-am fost de mult, și să mai filmez și un vlog. Bun. Foarte curată apa. Și frumos, ia uite ce e acolo. Activitate. Poate prinde ceva. Nu zic nu. Hai să vedem. Le mai am? Mai ies aici. Sunt cam groase și câligul mi-e foarte mic. Hai că băgăm una și vedem. Adâncime, cred că trebuie să-i dau, că aici e mic apa, văd fundul. Nu știu ce e. E pe aici, mă duc un pic mai încolo să dau. Uai, dar e mică, rău apa aici. Mă duc acolo mai încolo. Aici sunt o grămadă de agățături. Ia aici nașpa. Hai că e bine acolo. Încercăm să duce cu curentul. Eu vedeam ce duce în ceată. Nu, n-am cum. Nu vreau să ducă deloc în ceată, că nu mi-am luat trusa la mine cu cărlije. Și ăstea mă încurc aici, așa că cred că le bag iar în buzunar, dar dacă rămân acolo, eu nu le mai scot. Acolo rămân pe vecie. Bun. Asta e băgată. Hai că eu și pe asta, dar asta nu i-am închis clipsul ăsta. Și dacă îl pierd, nu e ok. Bun. Asta e mai... Nu e atât de periculos să agheță, dar asta altă să agheță mai... Mai nașpa. Bun, gata. Nu, acum pot să pescuez liniștit. Bun. Ok, curentul destul de puternic al apei și îmi duce pluta. Și de multe agățături sunt aici. Ce-o pușcat? Sper să nu fie ceva câine pe aici, că nu e ok. Ok, nu. Dau un pic adâncimea mai mare, că cred că asta e prea mică. Nu sigur cât e adânc apa aici. Prima partidă pe 2021. Prima ieșire. Și nu uitați, dacă vă place ceea ce fac, să apăsați pe butonul de like și să dați subscribe. Pentru că încerc să postez cât mai des, dar acum nu prea am timp să ies și să fac videoclipuri. Dar încerc să fac cât e pot și nu. În iarna asta n-am ieșit mai deloc. Nici la pescuit, nici unde. E o vreme foarte frumoasă afară și de-aia am zis că ies un pic și eu pe afară, că n-am chef să stau în casă astăzi. Prea frumos afară ca să stai în casă. Hai să vedem, oare pot să dau eu până sub pod? Cumva să intre acolo, atât. Atât am vrut. Hai, du-te sub pod. Numai, baba, trăsătură? E aici? Deci știți, nu mă așteptam să-mi tragă. E pește? Nu-i pește. Ai, mamă. Prima trăsătură, hai că nu-i rău. Văd că sunt activ. Credeam că nu o să prind absolut nimic.
Dă-mi ce curent puternic e. Și să duce pluta. Și mi să nu se oprească acolo în ceva, că... Nu mai am alt cârlig de schimb. Trebuie să mă mut pe spinning. Că după aia... Pe spinning nu sigur dacă prind. Deși e cald și ar trebui să mănânce cleanul. Cred că mă mut eu pe pod. Că de aici nu am cum să accesez zona aia și... Acolo mi-o tras. Eu mai dat ce noroi e aici. Să-mi iau cutia de rămes să nu uit ca pe după aia. Nu mai am nici momeală. Hai aici. Ce adânc apa. Vedem. Păi dacă nu trage așa... Ba da. Am avut o trăsătură acum. Tare anemică. Și vreau să vă mulțumesc pentru suma de aproape 70 de abonați, mai trebuie încă 2 și fac și eu 70 abonați. Da, nu mă așteptam să cresc cu atâția abonați, adică am crescut destul de mult în ultima perioadă. De la cât am avut 20, cred că am avut la aproape 70. Sunt aproape 50 de abonați. 48. Fie totuși, da. Destul de mult. Sper să fac 100 cât de repede. Asta nu pot numai cu ajutorul vostru. Dacă, bineînțeles, dacă vă place ceea ce fac, dacă nu, aia e. Eu încerc să fac cât mai mult content și sper să vă placă. Mamă, ce frumos sună. Scârțitul ăsta. Hai să vedem o dată adâncimea mai mare. Oare vine ceva? Da. Primul. Ia-l. Ăsta e un oblet. Ăsta e micuț rău. Ioi, hai mă. Am avut rost să rănesc. Vai, cârligul meu ăsta mic. Prinzi orice cu el. No, și la râmă. Nici nu mă așteptam. Ioi, gata, s-a dus. S-a dus în apă. E bun. Nici nu mă așteptam că la râmă să prind ceva. Bun. Hai să mai dăm, aș zice eu. Așa. Perfect, am avut o buclă s-a făcut la fir aici, la molinete. Bun. Hai să vedem, mai prindem. Te de acolo, din zona aia. Hai, încă unul. Mai vreau să mă mai distrez. Da, e aici. E aici. Al doilea. Exact din același loc. Cred că umblă în bancuri ăștia. Că încă e frig. Adică apa sigur e rece. Peștii sunt foarte reci. Pleacă și tu. Facem pescuit sportiv, bineînțeles. Mai ales că pe valea asta nu mai... Nu știu ce populație de pește mai este, sincer. Mă refer la clean, la... Obleți sunt destui, știu sigur. Dar clean caras nu cred că mai este... Adică nu sigur, eu n-am mai prins de mult. Eficient modul ăsta de pescuit pentru că acoperă foarte multă zonă dintre astea, știu. Și dau de pești, dacă nu, nu. Asta este. E aici? Da, e aici, încă unul. Asta stătea efectiv cu momea la gură. Nu m-au atras de două ori și-o lăsat-o. Sunt foarte anemici. E frig încă. Încă era acea apa. Deși afară vreo 11 grade, cred că, nu știu, m-am uitat pe telefon. Mi s-a dus râma. Trebuie să pun altă. Bun. Hai să mai încercăm puțin. Ia uite un șoricel. Hai de capul meu. Șoricel de câmp. E exact acolo, dar nu se vede pe cameră, e extrem de mic. Abia-l văd eu. Ia să nu agăț în pom. Nu, acum mă mai duc acolo.
Hai că mă mai duc. Hai să mai dăm un pic și aici. Și de pădigul ăsta. Mamă. Hai să vedem. E ceva pe acolo. Sau nimic. Nici o trăsătură măcar. Ok, hai că mă spăl pe mâini și mergem în alt loc. Mai mergem la un loc. Mai știți locul ăsta, că mai fost un... What the fuck, ce e aici? Ce s-a mișcat? Ce m-a spăriat? Cred că are ceva șoricelul, mamă. Aici s-a mai curățat, mă, nu mai e atâtea gunoaie cum erau înainte. Deci, strici pe grad afară. Și... E foarte faină vremea. E cald. Deci, aici erau pești. Și probabil că încă mai ies, nu sigur. Că acum se pot duce și pe acolo. Înainte nu puteai de pietrele alea. Înainte nu puteau să meargă în jos de pietrele alea care erau acolo. Le-au mutat probabil apa. Erau mai multe. Și foarte faină chestia asta. Adică nu știu ce l-au făcut, dar arată rău. Ce de bălării pe aici. Aici e numai repeziș. Până ce dă în locul ăla. Ne, aici este bancă. Ce șmecher. Nu-i bancă. Iuda? Nu, Iuda. Nu am bună stat aici. Da. O crescut apa. Ce-i drept? O crescut apa cu destul de mult nivelul. Hai să vedem. Aici e un loc destul de adânc. Unde mi-a dispărut urma? E mult mai mic. Nu a fost așa mic, că s-a rupt probabil o bucată din ea. Punem alta. Ioi, pe ce-am călcat? Pe sac, fii atent. Hai să vedem. Încercăm acolo. Mai... Da, chiar cu crescut apa. Adică, de când am fost aici, a crescut cu mult apa. Uite-l. Sau? S-a întors din Pluta. Hai să vedem. Acolo. Nu-mi predau seama de trăsături că Pluta vine în jos. Și aici sunt pe fund o grămadă de crengi și gunoaie. Și de dau într-un sac cu gunoaie, cu cărligul, nu-i cam ok. Că nu-l mai scot. Ce loc bun de dat la spinning. Că poți să faci lanseuri faine. Cum a venit Pluta către mine. Curentul ăsta de apă. O întoarce și... Eu nu... Vai ce m-am speriat, am crezut că au plecat în pom. Hai să vedem acolo mai încolo. Acolo e apă puțin mai mică. Iar o aduce în curent și firul merge efectiv cu curentul de apă. N-aș putea să pescuiești așa. Hai să vedem. Cum lansăm aici. Bun. Nu e rău. E aici? Nu e aici. No. Nu știu, locul ăsta mă frică un pic. Că dacă mi-a duce într-o să nu prea păsa. Dar nu mi-am adus că mi-o fă lene. Și cred că mă mai duc la un loc care e acolo în față și după aia mă duc la bicicletă, că dacă mi-o ia cineva, rămân și fără bicicletă. Ba da, au crescut. Da, pescuiesc de aici, de sus. Înainte ne băgăm acolo mai jos. Ce s aici? Găuri? Vizuine? Ioi. Le dau și de o hulpe, nu-i ok. What the fuck? S-o rup de acolo. Ok. Mi-o cam... O pleca locul.
Doamne. S-o rup de acolo de sus rădăcina, cred că cu tot cu pământ și-o venit tot în apă. E bun. Mai pescuim noi dacă e în locul ăsta. Hai că mergem la celelalte locuri. N-am ce să fac. Bă, și când locul ăsta chiar îmi plăcea mult. Era chiar fain. Am ajuns și la pod înapoi, dar nu mi-a luat nimeni bicicleta. Roțile nu sparte. Să văd asta la altă. Nu. N-am dat nimica dubios. Că odată mi s-a mai spart așa roata. Am avut un ciob în ea. Și în cauciuc și... A fost nașpa. Ia, da. De mă bag pe aici. Vai, ce noroi. Ce noroi ui. Cu nisip, cu... De tăte. Aici am uscat. Aici chiar mi-e frică să nu fie câini. Aia ce-o rămas de la oi sau nu știu. Ce câini. Că anul trecut a fost. Și în iarnă. Păi n-areau pe aici. Mă duc aici, Anita. Aici, din locul ăsta care e un pic mai în față, am prins creanul ăla în videoclipul cu... Cum am pescuit pe Rul Olpret. Asta e Rul Olpret. Care trece pe aici. Și pe ăsta tot vin eu. Dacă intră un pom, aia e. Ce mă deranjează aici? O bruiană. Ce-și de câteva ori? Dacă n-ai nimic, te mut, pentru că acoperi destul de multă apă cu tactica asta. Mie, tactica că îți duce pluta în jos, pur și simplu. Ia la-i. Am văzut că a mișcat un pic, cred. E foarte, foarte, foarte anemică textura. Vă pun vlogul în descriere dacă vreți să vă uitați la ala unde am prins cleanul. Ok. Nimic, nimic. Hai să vedem dacă dau oare de acolo să vină jos. Se schimbă ceva sau tot așa. Și dacă ptic în apă, aia e. Ioi, în acolo e foarte mult noroi. Și foarte moale. În locul ăsta chiar nicio trăsătură. Prea mare, nu înțeleg. Prea mare loc, că râmă mai am, dacă ziceți de momeală. Ioi. Aha. Se duce. Vai ce era să ptic în cap. Doamne. Merg și un pic mai încolo. Mai ies două locuri, trei. Încerc și în alea. Dar aici ai lăsat umbra pe apă și nu știu. Nu știu cum va fi cu activitatea. Ok, aici cred că pot. Dacă nu, alunec. Nică, aici mai este zăpadă, mă. Unde e zăpadă? Eu uite ce frig e aici. E o răcoare. Schimbare mare de temperatură aici. Doamne, dar ce curat s-a făcut aici. O luat apă atât. Era mult nisip și era efectiv trestie aici și... Bun, am o să nu-mi bată soarele în ochi, să pot să lansez și să nu ptic în apă, că dacă ptic și în apă e bun. Hai să vedem. Bun, am dat în cioată? Cam da, sau? Nu e prea mică apa. Bun. Dăm adâncimea mai mică. No problem. Atât. Să dau eu mai... Acolo, mă. Nu, acum vine încet, încet în jos. De-aș fi avut cizme să mă bag în apă, să stau din apă, că... Mai drept de geam. Ce-a fost aici? Mamă, s-a scufundat pluta. N-aș știu ce m-a spăriat un pic. Bun. Atât am vrut să văd. Ce s-a băgat la fund? What the fuck? Sau?
Nu, deci așa îmi bate soarele ăsta în ochi și nu văd absolut nimic. Aici e loc? E locul ăsta, dar... N-am cum să dau. Aici nici te pot să dau, cred că. Da. Ioi. Și alunec e tare în zona asta. Ui ce curat arată. Gen, fără nicio agățătură. Așa arată de bine locul ăsta. S-a udat firul și se lipește acum de băț. Că e foarte ușoară montura. Dar nici acolo s-a făcut o repezie și că nu era așa. Ioi, m-a orbit soarele. Pentru o secundă. Ce-a fost aia în pădure? E, cred că vine jos cum suflă vântul sau nu știu. Vin de pe stâncă pietre și aici e plin de frunze. Și așa se aude ca și cum ar veni un animal. M-a mâncat vreun porc mistres ceva. Auzi câinele. Ai bol. Am o să vină și asta aici. Dar de ce nu mai prind nimic? Numai acolo la pod e locul magic. Că mă duc iar la pod atunci. Mai încolo n-are rost să mă duc. Mai în stânga. Acum, în stânga, n-are rost să mă duc. Ioi, ce urme mari de câine. Stați așa să vă arăt. Da, și eu sunt bun. Eu am dat de acolo și eu putem să vin aici sus. Ce prost ești. Dar e mica, pe oricum. No. Fâs. E nica, par rău. Cred că cea mai bună soluție ar fi să mergem înapoi la pod, că am auzit ceva câini, nu știu, și lătratul lor a sunat extrem de gros. Și nu vreau să dau de ei. Așa că cel mai bine e să mă duc acolo și să mai încerc un pic de pe pod, poate mai prin vreo 2-3 obleți, nu știu. Că la clean nu mă aștept. Nu mă aștept deloc să prind clean. Să încercăm puțin și aici. Și dacă nici de aici mai la pod, mai încercăm un pic și la pod. Și vedem după aia. Iar să aud câini, dar nu știu dacă sunt din sat sau... Uite-l, aici chiar mi-a tras. Să mai dau mai încolo un pic. Acolo. Hai să vedem. Ceva clean? Pe acolo, nu? Ba da, ba da, mamă ce-o tras și vai, ce prost. Era firul lăsat mai mult și când am dat direct în pom. E bun, dar cred că încă e acolo, că văd că mai trebuie să da prima dată, așa de tare o tras. Numai că s-o mișca de acolo. Dar nu e aici. Și ce trăsătură faină am avut, nu știu dacă a fost clean sau... A fost numai un oblet mai nervos. Să-i zic așa. Opa. Parcă s-a dus cu ea, nu știu. Puțin. O luat-o în direcția opusă a curentului și... Da. Iar este ceva. Da. Asta. O tras de mai multe ori. Hai mă. Mai vreau să mai prind măcar unul. Ia uite, a fost ceva mare pe deasupra. Bine mare, au făcut niște valuri. Nu, no, nimic. Iarăși o aduce repezișul, nu un pește. Hai să mai dau de câteva ori, dacă tot am trăsături. Să vedem. Hai mă.
Ia-o ca lumea, orice ai fi. Să te prind, că-ți dau drumul oricum înapoi. Ui, ce fain am pus acolo. Ia lai. Nu! Nu vine să cred. Na, ce-o fost ăla, doamne, iartă-mă. Și-o băgat-o la fund. Hai să vedem, o mai pun o dată. Nu, hai, încă o dată. Hai. Hai, 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 hai. Hai că mai vine o dată dacă e. Ok, hai că mai merem un tic la pod și după aia merem către casă. Ioi. Ok. Hai să vedem. Dăm un pic și aici. Aici e mai tare curentul decât în cealaltă parte. Bun. Mai încercăm pe cealaltă parte. Aici am avut singurele rezultate oricum. Sau? Cred. Ce s-a întâmplat? Încercăm cu adâncimea puțin mai mare. Să vedem. No, bine, cred că e destul, că deja mi se face un pic frig. Vine răcoarea aia de seară, că e, cred că e ora 5. Și-o picat în apă, zâm că de la mine. Da, de la mine. Vai, iar m-am speriat. Fenomene ciudate. Să îmi scot și râma de aici, să nu se uște pe cârlică, nu e ok. Sper că v-a plăcut vlogul. Bun. Sper că v-a plăcut vlogul și nu uitați de like, share și subscribe dacă v-a plăcut și hai cu 100 de abonați dacă se poate, într-un timp cât mai scurt. V-am lăsat, ciao!